Buonasera, bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii A Patra Putere. Astăzi, având în vedere că am început deja luna noiembrie, intrăm cu pași repezi în anotimpul acesta atât de rece pe care, nu știu, unii și-l doresc, alții nu și-l doresc, nu știu cât este de bine în momentul de față, să comprimăm așa starea asta de răceală atmosferică cu anumite statistici destul de sumbre, destul de cenușii. Statistică prezentată astăzi de către Ziarul Financiar, în care județul Gorj, stimați spectatori, se află între ultimele județe din țară la cazare de turiști străini. Bineînțeles, deja ne-am obișnuit. Colegii mei din regie, rog, dacă aveți pregătit materialul, să vadă și distinși noștri telespectatori. Vedeți, stimați telespectatori, acolo este prezentată o statistică clară pe lunile ianuarie și august 2016, pe anul în curs, cu turiștii străini cazați în toate județele din România. Vedem deja, județul Gorj este aproape pe antepenultimul loc. Ușor, ușor ne îndreptăm de la distrugerea mineritului și energiei, de la distrugerea industriei românești, ușor, ușor ne ducem către coada clasamentului la absolut toate capitolele. Eu zic că este o realitate cât se poate de tristă. Vedem indivizi din ăștia parveniți, treziți peste noapte, care vor să treacă de la partidul care a consacrat vreme de 20 de ani după ce au distrus industria și economia județului Gorj. Acum se vor parlamentari mai nou și se rup de PSD și aruncă fel de fel de acuzații către Partidul Social Democrat. Până acum le-a servit interesele, Partidul Social Democrat a fost un partid bun. Acum, în momentul în care Partidul Social Democrat nu mai servește interesele, au trecut băieții, domne, că noi vom candida cu susținerea nu știu ce primari, care s-au rătăcit, au probabil rătăciri din cauza doctrinelor ideologice. Nu știu cât este de pertinent pentru județul Gorj după 26 de ani de degradare continuă a vieții să ne confruntăm din nou cu un măcel din ăsta politico-electoral intern. Alături de noi un analist, un om care are experiența necesară pentru a face lumină în cazul acesta atât de punct de vedere economic și din punct de vedere politic la ceea ce se întâmplă în județul Gorj, președintele IAIPP Gorj, domnul profesor Daniele Moriga. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit! Vreau să începem, domnule președinte Moriga, prin ceea ce vedem acolo, acea statistică dată de către Ziarul Financiar, informație oficială probată de statistică. Județul Gorj, aproape antepenultimul la cazarea de turiști străini. Dumneavoastră ați luat județul Gorj într-o situație similară înainte de 89 și l-ați adus pe primul loc, în care l-ați ținut aproape 3 sau 4 ani, dacă nu mă înșel. 6 ani de zile. Iată că ne-am întors. Și mă ocupam și de turism. Da, și uitați, ne-am întors acum exact în perioada acelea negre din punct de vedere economic ale județului Gorj și mai vedem încă un personaj politic care mie cel puțin îmi provoacă cel puțin dispreț, ca să spun așa, care acum vrea să pozeze în salvatorul Gorjului după ce i-a trimis pe mineri să lucreze și pe 1000 de lei la cariere. Vă rog, în prima dată aș dori o apreciere vis-a-vis de județul Gorj, care este aproape antepenultimul pe țară la cazarea turiștilor străini, statistică oficială, repet, prezentată de Ziarul Financiar. Domnul Moriga, vă rog. Cred că despre județul Gorj ar trebui să vorbim foarte mult din punct de vedere economic și de modul cum s-a ocupat. Și de ce a ajuns așa? Acest individ sinistru, care îl cheamă Ion Cărinoiu și care de fapt a participat, știți foarte bine, la diverse târguri în nemernicia lui ca să cheltuie banii, ducându-se, de exemplu, și la Berlin cu sarmale, cu piftii și așa mai departe. Și cu lăutarii după el. Și cu lăutarii după el, cu ansamblu Doina Gorjului, când putea foarte bine să găsească acolo niște români și să-i facă preparatele tradiționale din Gorj. În loc să participe, de exemplu, în Ungaria, care nu are nici de cum turism montan și pensiuni în zonele turistice extraordinare, cum le avem noi, zona Tismanei, zona Padeșului, zona Stăneștiului, Turcineștiul și așa mai departe, zona submontană, Rânca, nu mai spun că da. Am spus montan. De fapt, era vorba despre Rânca. El s-a ocupat numai de a participa într-un mod nejustificat și pentru a-și scoate în evidență imaginea lui cât de bun șef al județului, cum îi plăcea să se numească, este acest individ. Și s-au cheltuit miliarde de miliarde. Vreau să vă spun că în Ungaria n-a binevoie să meargă la un târg internațional al turismului. Dar în Austria, iar la fel, cu sarmalele, cu piftiile și cu lăutarii după mine. Adică după el. Deci asta a făcut el. El nu a rezolvat absolut nimic legat de problemele turismului. Mai mult decât atât, era prieten cu o individă de pe la București care venea mereu și îl proslăvea peste tot, iar el tot la fel pe ea. N-am văzut, de fapt, când au fost zilele orașului pentru turism în Gorj, acasă
la Brâncuș, să fi făcut ceva contracte cu agenții de turism, hoteluri din Gorj, case de pensiuni care există în Gorj. Nimic absolut. El n-a avut niciun fel de preocupare. Uitați-vă dumneavoastră dacă luați în calcul și vedeți pe ce locuri sunt cei din Maramureș, cei din Suceava, din Bucovina. Îi văd respectatorii acolo. Da, cred că o să văd că respectatorii că sunt pe primele locuri. Da. Pe primele locuri, pentru că acolo au avut președinți de consilii județene care au ajutat să absoarbă fondurile europene și nu numai asta, este extrem de importantă absorpția fondurilor europene, dar înainte de toate trebuie să faci o infrastructură foarte bună ca să-și facă oamenii pensiune, să fie asfalt, să fie condiții de deplasare. Păi cum să facă în condițiile în care acest netremnic n-a făcut altceva decât a dat o țeapă și sau un tun, cum vreți să-l numiți dumneavoastră sau telespectatorii, de 46 de milioane de euro, în loc să-i dea banii pentru drumuri la întreprinderea de drumuri și pădurea Consiliului Județean, a lăsat-o aproape să meargă în insolvență și a dat chipurile prin licitație între ghilimele lui Iordache, cel care i-a luat fosta firma lui înainte, Idail sau Romstrade, una din ele, unde avea acționat, de fapt, salariați de ei lui de la Consiliul Județean, între care promotorul a acelei firme a fost Bănică. Bănică, care acum mai grav este și deasupra tuturor, este membru AGA, adică reprezentantul Consiliului Județean, la această întreprindere care am înțeles că va deveni regie. Să dea Dumnezeu să meargă pe drumul bun și drumurile să fie bune, să le facă ei, pentru că ei au fost văduviți de sume importante de bani ca să realizeze aceste drumuri, banii luând alte căi. Ba mai mult, a băgat chiar în consorții. În consorții, ca în diferite consorții, cei din consorții au plecat, cum este pe drumul 671 de la Ciuperceni până la Tizmana Topeș-Buduhala și ele s-au retras firmele și au rămas lucrările să le execute cine? Întreprinderea de drumuri și poduri. Deci iată ce turism a dezvoltat acest individ. Vreau să-mi faceți, domnule Morega, o paralelă între Gorjul lui Morega, Gorjul de acum 25-27 de ani, care era în topul clasamentului pe care l-am prezentat noi acum, și Gorjul lui Călinoiu după 20 de ani, unde a ajuns în coada clasamentului. După și informații oficiale, stimați spectatorilor, după 30 de ani. Domnul, diferența între cele două județe. De ce a ajuns din nou în coada clasamentului după 30 de ani și 20 de ani de la Călinoiu la șefia județului? E oarecum jenă ca să fac această paralelă în perioada cât am fost eu, că toți o să spună că este vremea a fost pe vremea ceaușistă. Dar vremea ceaușistă era tot cu muncă. Oamenii nu era cu altcumva. Oamenii priveau, aveam foarte multe hoteluri, aveam foarte multe popasuri turistice. Unde este popasul turistic de la Brâncuș, de la Peștișani? Nu mai este nimic. E o ruină. S-a distrus, este o ruină. Unde sunt operele lui Brâncuș care au fost făcute și diferite alte opere de tabere internaționale? S-au distrus de cei de la primărie pentru că n-au vrut să le conserve. Unde este popasul turistic de la Limpeș, care nu mai există? Hotelurile de la Târgu Cărbunești, hotelul de la Baia de Fier, hotelul de la Drăgoieni, hanul de la Tizmana, motelul de la Tizmana, popasul turistic de la Padeș, iată câte. A primit o infrastructură turistică la cheie de la dumneavoastră și a adus-o în stadiu de colibă, la cum se află acum, dacă ne uităm turismul, exact cum acuză hotelierii și cabanierii din Rânca, practic avem un fel de bordei mai degrabă acum din punct de vedere turistic. Pentru că de-aia stai și aproape pe ultimul loc. Atunci. Eu cred că va sta în atenția actualul președinte al Consiliului Județean Cosmin Popescu, cu care am avut o discuție și împreună cu prefectul, cu Gheorghe Parasiev, care sunt niște oameni tineri și sunt gorjeni jet pe jet și nu numai înclin să cred, am convingerea că ei se vor dedica mult mai mult județului Gorj, așteptăm alegerile, după aceea guvernarea și să se așeze pe lucru și să dezvolte ceea ce putem dezvolta în județul Gorj, pentru că nu numai turismul putem dezvolta întreprinderile mici și mijlocii în diverse domenii, dar pentru asta trebuie atrase fondurile europene. Pentru a atrage fondurile europene trebuie o organizare aparte, în mod deosebit, care acest Călinoiu, când a fost contracandidatul meu sau eu al lui în 2008 la Consiliul Județean, a apreciat extraordinar de mult programul care l-am făcut pentru județul Gorj. Eu știam
sat cu sat, comună cu comună, ce poate să producă resurse locale, materiale, resurse locale, umane. Și sigur că a apreciat și a spus, doamne, asta voi aplica-o și eu și vă rog să mă sprijiniți. Îl sprijineam cu dragă inimă, fără niciun fel de ban, fără niciun fel de consilier, cum s-a adus el în nemernicia lui, de consilier al președintelui Consiliului Județean. Și nu pleacă decât să-l tragi de acolo cu tractorul. Să pui un cablu și să-l tragi de pe scaun de acolo sau și să-i închizi ușa. E posibil. Dar s-ar putea să-l extragă de neau, cum spuneți dumneavoastră. Simplu. Este mult mai simplu. El, dacă avea un dram de minte, nu provoca acest scandal în cadrul Partidului Social Democrat, Partidul Social Democrat care l-a hrănit și pe el și familia lui și mulți acoliți cu milioane și milioane de euro, nu de lei. Dar individul, văzându-se că e dat de pe lista Oberchef, unde era pus ca să fie senator... Se visase deja senator. Iată că, de fapt, Comitetul Executiv de la București, de la Partidul Social Democrat, trebuia să întrunească duminica înaintea depunerii listelor. Și a mutat-o marți, știind că e procesul lui Călinoiu, iar marți, când a fost condamnat, a și șters de pe listă. Eu vă întreb... Deci, este foarte clar că nu Cârciumaru l-a înlocuit, pentru că eu vreau să vă spun de atâtea ori Cârciumaru mi-a spus că acest Călinoiu va merge și am spus, dom'le, nu-i corect să meargă. Și am spus, dom'le, merge, Bucureștiul l-a acceptat, noi, toți. Până la urmă, Călinoiu nu este o greșeală lui Cârciumaru. Pentru este că o greșeală fantastică. Pe mine m-a deranjat extrem de mult, dacă vreți. Și aseară, tot la postul meu de televiziune, un primar, un neștiutor și un netremnic și un pupincurist... Un pic de atenție la limbaj, vă rog. Și un pupincurist al lui Călinoiu, pentru că el nu știe realitatea. Spunea, de fapt, că Călinoiu l-a ținut pe Cârciumaru la pieptul lui ca un șarpe. Șarpele nu a fost altul și nu este altul decât vipera de Călinoiu. Și, pentru că, de fapt, el a beneficiat de credibilitatea lui Cârciumaru și aduceți-vă aminte, în 2004, în 2008, în 2012, primul pe liste Cârciumaru era la Consiliul Județean. Scor de 86%. Și, dar de ce era primul? De ce se fotografia Călinoiu cu Cârciumaru? De ce mergea prin municipiu și prin toate cotloanele, iar la fel cu Cârciumaru? Pentru că, de fapt, comercial, Cârciumaru avea credibilitate, iar el era tractat ca o remorcă care, de fapt, scârțea din toate încheieturile și scârțea și la fel acum. Și, din nefericire, această remorcă, de că, cum îi spuneți dumneavoastră, plastic, metaforic vorbind, s-a aflat în fruntea acestui județ vreme de 20 de ani, prin mandatele de președinte și vicepreședinte de Consiliul Județean. Dar uitați județul, realitatea tristă, că de asta pun să răcitați. Dar să vadă gorjenii, pentru că uitați noi... județul Gorj, unde a fost adus 20 de ani. Domnul Leonar, și dumneavoastră și eu am vorbit nu odată despre aceste probleme și despre faptul că acest... Cum îi spuneți dumneavoastră, ca Călinoiu... Nu, cu un pic de atenție. E o bâlbăială de a noastră. O bâlbăială, da. Așa, da, da, în bâlbăială dată de multe ori. Bâlbăială metaforică, da. Metaforică, de fapt, a făcut absolut nimic. În afară de jupuit județul și în afară de problemele lui personale, absolut nimic. Și este firesc. Mi se pare absolut imoral din partea lui să mai candideze. Cel mai bun lucru, pentru că nu-i doresc rău nimănui și nici măcar dușmanilor, iar el nu cred că este un dușman al meu, este un dușman al tuturor gorjenilor. Dușman al meu este pentru faptul că n-a făcut nimic pentru Gorj. Au plecat peste 100.000 de oameni din județul Gorj pentru că n-au avut locuri de muncă. Fie au plecat în județele din vest, fie au plecat în afara țării. Asta este un lucru extrem de grav. În afară de asta, el a fost în cuplu cu Ciurer și cu Ponta, un alt netrebnic care vine să candideze și să fure voturile gorjenilor după ce 12 ani a beneficiat de voturile lor și n-a făcut nimic, nici măcar atât cât a fost prim-ministru. Au făcut în nesimțirea lor, pentru că se potrivește Călinoiu cu Ponta la a fi nesimțiți. Și a spune... Vă rog să fiți un pic de atent la limbaj. Eu sunt atent la limbaj. Dar un om care este ales de cetățenii din Gorj, fie că e președintele Consiliului Județean, fie că este parlamentar și mai e și prim-ministru, are obligațiile față de gorjeni asumate în campanie electorale.
De acord, trebuie cu rezultatele, obligațiile asumate. Dacă are obligații, ce suntem pe ultimul loc, Gorjul, la turism, că la rest nu mai vorbim. La toate, dacă sunt niște trebuia să relanseze activitatea economică pentru că a luat cu profit complexul energetic Coltenia împreună cu Ciurel, al treilea individ. O altă minune politică a județului. Exact. Un alt prieten al lui Ponta și al lui Călinoiu, unde de fapt deciziile lua în birou la Călinoiu, trebuia să meargă din punct de vedere economic mult mai bine. Am mers, între ghilimele, 4.000 de oameni afară și 40-50% tăiate din veniturile minerilor și energicienilor și alți 4.000 și ceva jumate, 4.000 jumate dați afară. Păi în 2000... Iată ce a făcut el de fapt în 3 ani de zile. Asta a făcut. Iar Ponta, dacă făcea măcar și el 5% cât a făcut Boc pentru Cluj, să fie adus măcar 2-3 investitori pe probleme de producție. Noi nu avem nevoie, până la urmă este și de asta nevoie, dar să se înființeze în toate cotloanele Carrefour, în toate cotloanele Profit, în toate cotloanele Lidl, pentru că de fapt ce fac ei? Distrug micii întreprinzători, micii negustori, micile întreprinderi care sunt ale noastre. Iar ei de fapt profitul și îl expatriază unde sunt patroni. Unde sunt patronii și unde au de fapt sediul lor principal și nici de cum să lasă în goșe să investească. Deci asta este situația, este extrem de dramatică. Domnule Morega, vreau să vă întreb o scurtă sinteză să-mi faceți cât se poate de la obiect vis-a-vis de Ion Călinoiu, care după 20 de ani la conducerea acestui județ Gorj, vorbind de 3 ani ca mandat de președinte al Consiliului Județean, respectiv 12 ani și încă 2 ani de vicepreședinte al Consiliului Județean, încă 8 ani de zile, vine acum la Gorjeni să le bată la ușă pentru un mandat de parlamentar. Rezultatele sunt cât se poate de evidente, statistic vorbind, Gorjul este aproape pe ultimul loc. Ce le va putea spune, domne, când tu ai 20 de ani, ai făcut ce ai făcut? Venești de sub Gorj, unde ce le mai poate spune oamenilor să-l aleagă acum? Nu știu, mă întreb și eu în tâmpenia mea. Eu cred că, în primul rând, președintele actual al Consiliului Județean, Cosmin Popescu, trebuie să se debaraseze de acest individ. Pentru că el nu face altceva decât să stea cu ușa deschisă și cu aspiratorul să îi absorbă pe toți care au probleme de rezolvat la Cosmin Popescu. Ori în aceste condiții, când el nu mai este membru al Partidului Social Democrat. Practic, Consiliul Județean a fost câștigat de către PSD, nici de cum de Călinoiu. Tot timpul, infrastructura de partid a funcționat. Exact, infrastructura de partid, pentru că e bine să reiterez acest lucru. Eu nu am fost niciodată PSD-ist, n-am niciun partiplic cu PSD-ul, dar trebuie să recunoști și să-i dai cezarul ceea cezarul. Partidul Social Democrat este din toate partidele cel mai bine implementat în teritoriu și are organizații puternice. Și din fericire sau nefericire, în ultimele sondaje care le-am făcut acum 2 săptămâni și le-a prezentat într-o conferință de presă, PSD-ul se află la 45-44%. Hai să spunem că vor scade 1%, 2%, dar ei tot câștigă cu 42-43%. Pentru că, de fapt, cred că primarii care au fost cu el atunci s-au învățat minte că s-au dus în necunoștință de cauză și fără să citească statutul, că nu mai puteau listele schimbate decât de comitetul executiv. Victime colaterale în acest au fost victimele lui Călinoiu colaterale. Și în afară de acest lucru, dacă va ajunge la guvernare și e foarte posibil PSD-ul să ajungă la guvernare, cred că ei au nevoie de Consiliul Județean și de PSD și nu PSD-ul de ei. Așa că eu cred că acești miei rătăciți din turma vor reveni în turma PSD-ului și se vor preocupa îndeaproape de rezultatele care vor fi. Ați folosit un termen cât se poate de plastic, dar zic eu destul de inadecvat în această situație. Miei rătăciți, a spus. Mie mi-e greu să cred că acești oameni pot fi asimilați cu inocența, cu acea bunătate a celor animale care au în momentul în care te privesc, cu comportamentul, la tot ceea ce înseamnă de-a lungul, la tot ce înseamnă literatura beletristică, la tot ce a însemnat viața noastră până în prezent, cu un miel, că vorbim aici de un comportament cât se poate de pur. Cred că mai degrabă acele personaje ar putea fi asimilate cu o anumită haită, cu o anumită haită de prădători, indiferent cum ne spune la acele prădători. Da, sigur, cred că dumneavoastră aveți dreptate, eu am fost mai elegant ca să nu le spun prădători, pentru că de fapt pe ei leagă niște afaceri în mod categoric care au fost cu Călinoiu, niște șmecherii, lucruri mai puțin sau către limita legalității și au fost ca să-l însoțească până la București, după care au luat cale întoarsă. Deci neștiind statutul că de fapt comitetul
executiv aprobă listele și le schimbă. Le-au spus, da, domnule, le schimbăm, veniți încoa. Și când s-au dus, ce le-au spus? Convocați-vă comitetul executiv. Să-i vadă că sunt de simpatici, probabil. Da. De-aia i-a chemat acolo și pe aia cum au venit. Nu la... Ei au crezut că discută cu Dragnea, dar Dragnea era la Telorman. Nici nu era la București și ei au fost primiți de secretarul general. Ca să vă dați seama câtă minte au avut. Și vorbiți și de un fost jurnalist. Mintea lui Călinoiu și mintea lor. Este... Avea, corelată. Era o vorbă a românilor. Eu cred că românii gorjeni nu-l vor vota pe Călinoiu. În mod categoric. Dacă este să vorbim acum despre alegeri, vreau să vă spun foarte clar că PSD-ul va câștiga alegerile detașat, va câștiga cu 42-43% după opinia mea și a Institutului de Analiză și Investigații Publice și Politice pe care îl conduc, iar ei vor câștiga un senator și doi deputați ușor. În ceea ce privește celelalte partide, Partidul Național Liberal, mi se pare incorect ca din cei trei candidați pe locuri eligibile să nu se găsească niciun liberal, când de fapt liberalii i-au absorbit pe ei, dar din păcate la Gorj, pediștii au desființat liberalii, nu mai îi găsești nici urmă de liberal. Pentru că nu este nici unul. Sunt doi pediști și un PPD-dist. Dacă îl luăm pe Tudor Barbu la Senat, PPD-d și nu este nici gorjan, iar dacă e să ne gândim la cei doi, și unul și altul au lucrat masiv cu statul și au stors bani de la stat. Să ne amintim și dumneavoastră știți conferințele mele de presă când spuneam mafia lui Condescu peste tot și cu mafia la Motru condusă de Guzganul Rozaliu, de Severus Militaru. Pentru că, de fapt, el a scos bani serioși și nu este trecut situația și cazuri ca să se redeschidă acolo o anchetă în care se vadă că, de fapt, era un drum, variantă la drumul asfaltat care fusese blocat și stricat în urma haldărilor necorespunzătoare din minerit, s-a făcut un drum care era neasfaltat și luda cu o cisternă. Din păcate, eu am fotografiat acea cisternă, iar cisterna era cu axa din față pe roată. Și se lua 1 miliard de lei pe lună pentru datul drumului. În loc să fi procedat la asfaltarea drumului. Am reușit eu să asfaltez acest drum după ce i-au dat afară de la guvernare Călin Popescu Tăriceanu. Atunci, împreună cu fostul ministru Ludovic Orban, am reușit să asfaltăm acea porțiune de vreo 2 km, lucru extrem de important pentru că e drum național care leagă importante orașe, nu numai Târgu Jiu de Severin, dar și alte orașe, și în același timp, împreună cu fostul director al Direcției de Drumuri Naționale Secția Gorj, cu primarul actual Leuștean, am mers la Ludovic Orban și am discutat problema realizării Transalpinei. Atunci a început, atunci s-a și realizat în 2 ani de zile. Dar după asta nu mai critici, ați văzut din partea lui Ponta, că nu-ți parapeți, când bun, dă-mi dacă ai calul, potcoavele, poți să-i depui, nu? Da. Să pui parapeți. Pandurii Târgu Jiu, Pandurii Târgu Jiu, echipa de dar vreau să discut, să terminăm întâi cu toți... Partidul ALDE, oferta electorală, o avem Dian Popescu la deputat. Dian Popescu la deputat, Iriza la, senator. Eu aș vrea să vă spun că postul de deputat, un post de deputat va fi categoric în dispută cu locul 2 de la PNL, ALDE și Mișcarea Populară. Mișcarea Gheorghe Populară, Davizoiu, cred că Gheorghe Davizoiu are șanse să câștige alegerile. De ce? O spun pentru că este singurul din minerit care candidează și care, într-adevăr, cunoaște problemele mineritului și energiei și poate să se ocupe în același timp atât liderii de sindicat
cât și ceilalți care vor fi în conducerea și în administrarea CEO-ului, poate să discute cu un om pe limbajul mineritului și energiei, fiind de-a lor, care au lucrat împreună zeci de ani de zile. În altă ordine de idei, Dian Popescu, sigur că trebuie să-și facă o strategie mai deosebită, să-și construiască organizații, că nu are organizații. El se bazează foarte mult pe voturile de la Rovinaru. Partidul România Unită nu cred că va lua parlamentar, e greu de crezut că va intra în Parlament, cel puțin la Gorj, s-ar putea în alte județe să reușească să acopere și Gorjul. Eu aș dori să intre, că este un partid nou. Uniunea Salvați România, Uniunea Salvați România nu este pentru că nu salvează Gorjul și nu vor câștiga. Nu, are probleme cu depunerea listelor, am văzut. Are probleme cu multe și în același timp să cunoaștem foarte clar că, de fapt, ei sunt un partid care l-au creat într-o fundație finanțată de către Soros. O știm, Soros, care este unul din căpetenile promotoare ale globalizării. Vreau să vă întreb cu acest Uniunea Salvați România, de ce la Uniunea Salvați București s-a mișcat atât de bine, a obținut un scor extraordinar, 30% la nivel de municipiul București, și când a fost să construiască Uniunea Salvați România s-au potignit în niște lucruri din astea mărunte? Ce s-a întâmplat? De ce această ruptură? Nu s-au potignit în lucruri mărunte, s-au potignit în probleme de organizare. Da, exact. Problemele de organizare, care înseamnă să fie realizată, să fie realizate de către niște lideri care au născut în ei activitatea de management și în același timp și pregătiți politic și profesional, în mod sigur că reușeau să facă organizații puternice și să și câștige. Să aici câștige au dat kicks foarte la organizarea. Da, Gorj a dat kicks, categoric. Mai avem, nu știu dacă își vor depune listele, Alianța Noastră România, nu? Cam așa ceva? Da, mai sunt și ei. Mai sunt și ei? Nu cred că vor câștiga. Așa că este foarte clar. Deci cei doi deputați, așa cum am spus, îi vor lua PSD-ul. Unul, în mod sigur, îl va lua PNL-ul. Al doilea e discutabil cu ceilalți care vor câștiga, vor fi două posturi de deputați în dispute și depinde de fiecare ce program va avea, depinde de fiecare modul cum se racordează la nevoile cetățenești, la nevoile gorjenilor și cum se angajează, iar unii care s-au angajat și n-au făcut nimic. Mi se pare că se duc degeaba. Pe la candidați la funcția de deputat nu l-ați luat pe independentul, subliniez independentul Ion Călinoiu, nu i-ați făcut o evaluare a șanselor la independentul Călinoiu. Evaluarea este subevaluată. Intră măcar în marja de eroare a unui sondaj de opinie. Intră în marja de eroare. Eu mai bine l-a sfătuit să nu candideze, pentru că nu va câștiga în mod sigur. Dar după ce s-a sterilit... Iar primarii să-și fie foarte clar, că au atâta minte și judecă, în condițiile în care vor avea rezultate proaste, categorică vor fi pedepsiți. Nu dați afară din partid pentru că îi rămân independenți. Se joacă cu majoritățile din Consiliul Local. E simplu. Exact. Și acolo îl blochează imediat. Exact. Ei cred că nu știu dacă de bine sunt conștienți de lucrurile astea. Exact. Un primar fără majoritate... Este la revedere. Da. De ce s-au solidarizat cu aceste mișcări și cu care au devenit victime colaterale din punct de vedere politic? Domnul Leonard, trebuie să știți foarte bine că de fapt acest individ care noi a luptat împotriva propriului partid cu 2-3 luni în urmă. Știți foarte bine când pe prietenul lui care se întâlnea la Casa Gădescu pe Iordache a vrut să-l pună pe locul 2 la... Senat. Nu pe locul 2, la Camera Deputaților. Să fie sigur parlamentar. Ori a venit cu fel de fel de tertipuri, care adeziune de un an de zile, știți cum e cu adeziune. Face adeziunea acum imediat, o ții în buzunar și spuneam, uitați-o să o depur. Ăsta e Călinoiu. Asta, un mincinos... Și un comportament de maidanez de golan. Mulțumesc deocamdată atât. Luăm publicitate, stimați spectatori, și revenim după pauza publicitară. Publicitate. Corpurile de iluminat nu mai sunt doar o necesitate, au devenit parte din decorațiunile interioare. De aceea, Casa Luminii din Târgu Jiu vine cu o ofertă de iluminat pentru orice tip de interioare, moderne sau clasice, adaptate oricăror pretenții ambientului și bugetului dumneavoastră.
lustre de cristal sau cu LED-uri, candelabre, veioze, aplice, plafoniere, produse pentru camere de copii sau pentru exterior. Calitate garantată la produsele Orion Austria. Casa Luminii oferă soluții la aproape orice problemă de iluminat, atât pentru locuințe cât și pentru spații comerciale, hoteluri sau hale industriale. Casa Luminii, în Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112. Lumina din casa dumneavoastră. Renunță la pâinea cu amelioratori. Alege o pâine sănătoasă, făcută după rețete clasice, doar cu făină, drojdie, apă și sare. Gustul pâinii de altădată, regăsit acum în produsele Profipan. Pâine albă, semi-albă, neagră, pâine pentru diabetici, dar și pâine de secară. La comandă, produse speciale și împletituri pentru diverse evenimente. Încercați și produsele liniei de patiserie sau cozonacul tradițional aromat și bine crescut. Pentru comenzi și distribuție, căutați fabrica Profipan din Motru, în Surăței, numărul 36, distribuitor pentru județele Gorj, Mehedinți și Dolj. Telefon 0253 412 080 sau 0740 140 937. Profipan, pâine ca odinioară. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut. Ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtie? Adică, pe bune, frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au. Dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectezi separat. SCPT&D Simpex SRL, un partener de încredere în comercializarea produselor din domeniul electric. Vino în piața centrală la etaj și vei găsi o gamă variată de corpuri de iluminat interior și exterior, surse de lumină și accesorii, aparataj electric, cabluri și conductori electrici, profile PVC pentru construcții și telecomunicații. Societatea execută lucrări de cablare, montare, lămpi stradale sau sisteme de iluminat industriale cu specialiști autorizați ANRE. Prețuri avantajoase la cabluri, oferte promoționale la cantități mai mari. PT&D Simpex SRL execută și mobilier din palme laminat. SCPT&D Simpex SRL în Târgu Jiu, piața centrală, la etaj, telefon 0253 211 321. Mari reduceri la toată gama de motoferăstraie, discounturi cuprinse între 200 și 550 de lei la motoferăstraiele Husqvarna 236, 550 XP și 562 XP. Cadouri la anumite tipuri de motoferăstraie, două lanțuri Oregon sau o șină de ghidaj și două lanțuri Oregon. A început toamna cadourilor la șinele de ghidaj și lanțurile Oregon. La orice șină de ghidaj Oregon cumpărată, primiți cadou un litru de ulei pentru ungere, iar la orice lanț Oregon cumpărat, primiți cadou o pilă rotundă Oregon. Oferte de nerefuzat și pentru frezele de zăpadă Husqvarna, reduceri cuprinse între 300 și 600 de lei. Caută oferta completă în magazinele Husqvarna din Târgu Jiu, Novaci, Târgu Cărbunești, Motru, Turceni și Padeș. Raico, dealer auto. Husqvarna, Târgu Jiu, strada Victoriei, numărul 112, telefon 0253 210 736. E al naiba de greu să fim cei mai buni. Visați la o nuntă de vis cu sute de invitați într-un loc deosebit? Alegeți restaurantul Marigab din Turceni. Două săli moderne vă stau la dispoziție pentru nunți, botezuri sau alte evenimente. Meniuri alese cu cele mai gustoase preparate după rețete tradiționale. Ne dorim ca evenimentele pe care le găzduim să fie de o calitate ireproșabilă, de aceea suntem atenți la fiecare detaliu. Restaurantul Marigab asigură și cazare, camere luxoase amenajate la cele mai înalte standarde. Clienții care închiriază localul pentru evenimente beneficiază de cazare gratuită. Restaurant Marigab, Turceni, strada Muncii, numerele 19-22. Rezervări la telefonul 0766-949-901. Marigab, plăcerea de a petrece clipe de neuitat. Avem o țară cu peisaje mirifice, spectaculoase, locuri de poveste și frumuseți nealterate de vreme.
Dar câți dintre noi știm să respectăm acest minunat colț de rai? Tot ce aruncăm nu dispare pur și simplu. Poluează solul, apele și are efecte negative asupra sănătății. Noi toți suntem vinovați de distrugerea mediului înconjurător. Și tot noi avem la îndemână soluția. Exemplul personal îi poate determina și pe cei din jur să protejeze mediul în care trăim. Grija pentru mediu începe cu noi. A revenit, stimați ascultători, la dezbaterea noastră din această seară împreună cu președintele IAIPP Gorj, domnul profesor Daniel Morodă. E bine să spuneți, să înțeleagă mai bine, cred că Institutul de Analiză și Investigații și Politici Publice. Zic mai repede așa. Așa. Colegii, mulțumesc că au băgat din nou acea tristă statistică conform căreia județul Gorj este printre ultimele din România la cazare de turiști străini. Vorbeam în pauza publicitară cu domnul Daniel Morega despre modul în care a ajuns pe acela sistem de prăbușire premeditată a autorităților politice și organizată în direcția la tot ceea ce a însemnat clubul de handbal, clubul de basket din Târgu Jiu și acum mai nou vedem că și Pandurii se găsește în insolvență. O opinie pe această tematică, vă rog, domnul Morega. Eu cred că nu s-a ajungea în această situație dezastruoasă dacă cei care au fost în AGA nu aprobau o serie întreagă de sume necuvenite lui Condescu și care la un moment dat a ieșit cu hârtiile că îs cuvenite pentru că de fapt au stabilit cei din AGA și au semnat toți care au fost acolo să-i se dea diverse gratificații, bonificații, prime și peste prime și așa mai departe. Aveți cunoștință? În valoare de 800 de mii de lei. Domnul Condescu a făcut masaj sau saună cum l-a surprins pe domnul Ion Călinoiu, pe aparații noștri, păi, ieșind așa frumos cu gentuța pe umăr. În mod categoric, cred că au făcut împreună. Aș fi vrut să asistăm cu camera ascunsă la discuțiile care s-au făcut la o saună sau la un jacuzzi. Iar ceea ce e mai grav este că la un moment dat Complexul Energetic Oltenia n-a mai susținut nici echipele de handbal, nici echipele de basket și nici echipa de fotbal. Ori în sărăcia în care este Gorj, pentru că avem un grad de sărăcie de 62%, suntem printre primele 5 județe cu gradul de sărăcie cel mai mare. Ia uitați, exact așa cum confirmă statistica oficială. Bietul Gorjan își mai găsea alinarea mergând la o echipă de fotbal care o îndrăgea, o îndrăgește, mergea bine, a obținut rezultate foarte bune în campionatul național și sigur că și în campionatul european, după câte cunoaște și dumneavoastră. Dar când oamenilor nu le mai dai salarii, când vin și ca reprezentant al lui Condescu, Golea, acest hoțoman... Aveți probe pentru ceea ce spuneți? Probe! Ne obligă CNA-ul. Probabil că dacă el dorește, îi le dau și DNA-ului. Câți bani s-au furat pe role, avea o firmă el și cu încă un individ. Role care le luau gata făcute și aduse, le mai vopseau puțin și spuneau că rolurile sunt făcute de ei și încasau miliarde de miliarde. Am făcut o conferință de presă specială pentru acest individ, pentru acest Golea. De ce nu s-a sesizat nimeni? Păi nu s-a sesizat nimeni nici pentru Condescu până acum, domnul jurnalist Leonard. Pentru că dumneavoastră știți foarte bine cum este cu autosizarea. Autosizarea se face numai la cei care arată hoții, nu și la hoți. Deci, din acest punct de vedere, eu cred că este cea mai mare greșeală de la numit pe el ca reprezentant al lor să coordoneze, să conducă activitatea Asociației Panduri. Pentru că nu stă niciun jucător în Gorj, chiar în perioada insolvență, cu 1000 de euro pe lună. Nu s-a dus niciodată jucători foarte buni. Ori este categoric inadmisibil. În altă ordine de idei, eu vreau să le atrag atenția foarte sever.
celor care sunt asociați. Iar cred că o parte din membrii clubului, o parte din galerie și mai mulți care sunt interesați din echipa de fotbal, și sigur că aici sunt și avocați, să-i dea în judecată de urgență, pentru că conform bugetului de venituri și cheltuieli și angajamentelor pe care și le-au luat asupra cotizațiilor pe care trebuie să le dea primăria municipiului, Artego, Complexul de Coltenia și cine mai este asociat, mi se pare Consiliul Județean, dacă nu s-a retras, să treacă să-și achite sumele respective ca să nu intre în faliment. Eu înțeleg o reorganizare că trebuie să reduci cheltuielile, dar sunt foarte multe cheltuieli care trebuie să le reduci. Pentru că nu mai pleci în Israel, nu mai pleci pe unde bântuia Condescu și cheltuia sute de mii de euro, milioane de euro, chipurile că el avea bani. De unde avea bani acest individ, decât din seva, din vlaga minerilor și din vlaga energeticienilor, unde plăteau cotizații și mai mult el obținea milioane de euro de la firmele sindicale și ale lor personale, care nu făceau altceva decât mimau că fac activitate și aveau negociere directă. Iar acum Minprestu, care oficial are adresă pentru negociere directă, că este acționar majoritar CEO-ul, deci Minprestu, nu poate să primească licitații și acești indivizi care sunt acum la conducerea Complexului Energetic Oltenia aduc diverse firme, diverse indivizi, de pe la Vâlcea, de pe la Târgu Jiu, din sistemul de forță și așa mai departe. Deci iată că problema Clubului Pandurii, Asociației Pandurii, este o problemă destul de dificilă și s-ar putea să afecteze pe toți în campania electorală și în alegeri, și eu îi avertizez că este bine să se întrunească de urgență și să stabilească măsuri în cât timp poate să dea până la sfârșitul anului sumele care s-au angajat pe 2016, iar să-l, de urgență tot în Aga să-l schimbe pe Golea, să-l trimită la Furtișaguri, unde o știe el, dar să lasă Clubul Pandurii, că el n-are nici încrin și mânecă cu fotbalul și cu atât mai mult cu problemele deosebite, pentru că în perioada asta trebuie să fie un manager deosebit care să poată să redreseze activitatea economico-financiară, dar asta nu înseamnă să prejudiciezi jucătorii, să nu le dai salariile restante, să nu să le dai 1000 de euro pe lună și să ai pretenția ca să joace bine, să fie jucători de divizia. Iată că, de fapt, acest lucru, nu din ambiția lor, în niciun caz, la meciul care l-a avut cu Dinamo, acasă la Dinamo, au luat 4 goluri. Și sigur că starea de stres în care se află jucătorii, starea de stres în care se află susținătorii, galeria Pandurilor, n-au putut ca să nu conducă la acest rezultat negativ, pentru că în timp, ca să joci bine, trebuie să fii bine hrănit, bine plătit și odihnit. Ori în condiții în care tu te gândești mereu că nu iei salariu, că nu l-ai luat, că îți dă pe lună numai 1000 de euro, este foarte posibil, cum am auzit astăzi, că ar dori ca Grigoraș împreună cu întreaga echipă să plece. Da, nu e scus, e o variantă. Și vă dați seama, noi facem stadion pentru echipă de A, stadion modern care va fi în primăvară gata, când se termină stadionul, înainte de a se termina stadionul, ei termină și echipa de fotbal. Tot acești indivizi. Iar terminarea echipei de fotbal vine de la Condescu. Vreau să vă nu vine de la sumele enorme, care el pe timpul, știți cum zicea, am eu un portughez care tra-la-la și la-la-la, ne dă bani portughezul. La fel făcea Radu Mazăre, știți, am eu un prieten în Arabia și le dă la săraci haine de portughezul 3 era chiar el în care își făcea jmenurile, cum știa.
Vreau să vă întreb, vorbim de sume de ordinul milioanelor de euro care au luat destinații destul de nebuloase din conturile la echipa de handbal, echipa de basket și mai nou acum echipa de fotbal Pandurii, care se află într-o stare extraordinar de precară. De ce nu se sesizează nicio autoritate de control să vină? Bă, băieți, cum ați cheltuit, mă, voi banii aici? Vorbim de totuși de sume fabuloase de bani. De ce nu vine nimeni să se implice acolo în actele financiar contabile? Ar trebui să se autosesieze și antifrauda. Pentru că este vorba avem de fraudă. Avem parchete, avem antifraudă. Este avem vorba să se autoseseze parchetul, poliția, pentru că până la urmă sunt și din polițiști care au profesionalism și nu numai profesional, au și dragoste față de județ, dragoste față de echipe de fotbal, de handbal, de basket și așa mai departe. Să vadă unde s-au dus banii, câți bani au venit, unde s-au dus, cum s-au cheltuit și vinovații să plătească. Credeți că se va întâmpla în perioada următoare să asistăm la un astfel de control în cadrul acestor trei echipe? Pentru că dacă facem o retrospectivă la tot ceea ce s-a întâmplat, vedem că nimeni din cei care au condus și politic, până la urmă, dacă vorbim și de zucuri, nu este străin de manevrele astea care s-au făcut acolo și o resuscitare, cred că acum pe ultima 100 de metri, mai ales date fiind faptul că echipa de handbal și echipa de basket au dispărut, iar echipa de fotbal Pandurii se află deja cu, de fapt, nu cu un picior în groapă, așa, să stă pe marginea, pe buza și stă cu un aer, cu nasul un pic în sus. Așa, vorbim despre dispariția lor efectiv. Ce se va întâmpla în perioada următoare? Gorjenii unde se vor marduce? Vorbim de handbalul a dispărut, basketul a dispărut, fotbalul, dacă doamne fește, dispărut. Severinul nu are, trebuie, ne rămâne, cum aveam înainte, numai echipa de fotbal de la Craiova. Păi și așa vom ajunge? Dacă nu se iau măsuri de urgență în adunarea generală a acționarilor, așa cum am spus și ceea ce am spus, categoric acolo vom ajunge. Și eu rog și pe această cale CEO ca să plătească, pentru că și ministrul Grigorescu până la urmă, chiar și Ciubotărică, care este mai mult un minciunică, au declarat că până la urmă o să dea 1 milion de euro. E, milionul de euro nu l-a mai văzut nimeni. De fapt, ei au intrat într-o degringoladă, ca să discutăm foarte serios, din luna aprilie-mai. Dar cu meciurile jucate și cu dreptul la televiziune au mai primit o serie întreagă de bani și au putut să se autofinanțeze. O autofinanțare de subzistență. Nu, trebuie să spunem foarte clar acestor indivizi care cred că sunt de neclintit de la Complexul Generic Oltenia și dețin 75%. Să le fie rușine, pentru că toate marile companii unde sunt, și Galațiu, și Sibiu, și Mediașu, Gazmetanu, Sidexu Galați, și multe altele finanțează în continuare echipe de fotbal. Pentru că există în bugetul Comunității de Coltenia, care de fapt în toate bugetele de venituri și cheltuieli sportive și social-culturale. La cheltuieli sportive acolo, sigur că au prevăzut niște sume, iar ei au blocat să mai dea aceste sume. Să le dea cu cât s-au angajat, de fapt, la începutul anului, în cadrul bugetului pe care l-au făcut pentru Clubul Pandurii, în AGA, pentru a se putea salva de la faliment și a continua echipa în insolvență, după care, sigur, când ajunge într-un echilibru financiar a cheltuielilor cu veniturilor, revine și iese din insolvență. Dumneavoastră sunteți într-o tonalitate destul de optimistă vis-a-vis de viitorul echipa de fotbal Pandurii Târgu Jiu. Dar aș vrea să fim un pic mai realiști, nu neapărat optimiști, pentru că dacă privim la în registrul în care s-a dus pe apa sâmbete echipa de handbal și echipa de basket, cel mai probabil în momentul de față, vorbim realist, echipa de fotbal se îndreaptă în aceeași direcție. Lăsăm la o parte optimismul ăsta pe care l-am avea cu toții noi și ne-am dorit. Da, domnule, aș vrea să avem în continuare echipe de fotbal, să o vedem la televizor, să-i aplaudăm pe jucători, să fim fericiți dacă câștigă, să fim triste, să ne enervăm dacă pierde, dar vedem că în momentul de față echipa de fotbal se duce exact după echipa de handbal și echipa de basket. Să știți că eu spun cu părere de rău, pentru că și eu am iubit echipa și eu iubesc echipa de fotbal. Din păcate n-am avut pârghire lui Călinoiu, lui Cârciumaru, lui David, celor de la CEO, care de fapt sunt reprezentanții unităților sau instituțiilor publice pe care le reprezintă, dar am spus că, de fapt, o parte din
cei care iubesc fotbalul și din galerie pot să facă o contestație și să-i dea în judecată pentru nerespectarea hotărârii AGA de a-și achita acele obligații, acele cotizații pe care ei le-au stabilit în AGA că vor contribui și primăria și Complexul Energetic Oltenia și David de la Artegu. Păi cu ce să mai contribuie, domnule Morega, Complexul Energetic Oltenia? Dacă stăm și uităm, vorbim din nou de disponibilizări, vorbim de indicatori economico-financiar periculoși, ca să spun așa. Dumnezeu, dar nu vorbim și de fel de fel de hoții care se fac și la fel de fel de firme. Aceste indicatori la fel de fel de firme care se dau așa, firmele de casă a lui Ciurel, care au rămas și Luciu Botăric, au rămas și ulterior, și îl duc cu preșul pe Ilie și așa mai departe și dau o serie întreagă de contracte. Parte dintr-o dinastie financiară. Exact, parcă ar fi banii din visteria lor personală. Ar fi o asociație a șmecherilor care au ajuns în Gorj și fac ce vor cu banii de la Comunitatea de Oltenia. Ați văzut și dumneavoastră Curtea de Conturi ce a scris că sunt sute de milioane de lei pentru un credit care l-au angajat de la Berd și care de fapt nu au returnat nimic, dar au plătit niște comisioane grase pentru administrare. Dar ei nu au luat un leu, n-au tras absolut nimic din tranșele care au fost. Păi, domnule Mărăgan, de ce nu au renunțat? Întrebarea se pune, de ce n-au renunțat? Pentru că sunt, cred că, peste 20 de milioane de euro. Adică plătim la bănci în afară 10 de milioane de euro, dar la o echipă de fotbal nu putem să-i dăm 1,2 milioane de euro ca să nu se distrugă. Dumneavoastră nu vedeți ce capete patrate au și ce rău intenționați sunt acești indivizi. Păi nu, de ce atunci când e vorba de buzunarul lor personal și de venituri lor proprii, nu mai punem sunt de foarte ce inteligenți, iar când e vorba de veniturile comunității sau unei companii să o reprezinte, acolo sunt catastrofali. De ce există această sciziune, această schismă? Nu este această sciziune. Acești indivizi sunt niște devoratori. Devoratori ai banului public și să fie numai pentru ei și nu pentru comunitate, nu pentru problemele care le au comunitățile și inclusiv chiar instituțiile pe care le reprezintă sau compania pe care o reprezintă. Pentru mine este extrem de neplăcut. Și nu odată știți că am scos la iveală și am prezentat pe masă situația necorespunzătoare la un moment dat în perioada fiecărui director care a fost la conducere directul, fie director general interimar, fie președinte director din directorat sau președintele comitetului director sau cei din Consiliul de Supraveghere, că știți că sunt renumit în a mă fi războit cu acei indivizi care au venit cu parașuta și mai sunt și acum și care de fapt n-au avut niciun dram de patriotism în ei și de tragere de inimă ca să meargă cu o serie întreagă de idei spre consolidarea Complexului Energetic Oltenia și nu spre dărâmare. Dacă mă uit la discursul dumneavoastră, domnule Morega, dumneavoastră vorbiți de un dram de patriotism, dumneavoastră vorbiți de demnitate, vorbiți de onoare, dar dacă ne uităm la modul sălbatic în care a fost produit județul ăsta Gorj și toată industria, cred că aceste cuvinte pică undeva pe un teren din ăsta complet gol. Deci nu se mai regăsesc de nicio culoare aceste sentimente la care faceți dumneavoastră apel, pentru că în momentul în care acești oameni au fost la pupitru și au executat în cel mai barbar mod posibil toate mijloacele de resurse economice ale populației din județul Gorj, automat eu cred că ei sunt complet nepăsători în fața unui astfel de discurs și că faceți apel la astfel de sentimente. Și să mai discutăm și de cei care sunt în plan județean. Să faci 17.000 de miliarde de lei vechi, 170 de milioane, aproape 40 de milioane de euro, păi să fi dat măcar 2, 3, 4, 5 milioane la echipa de fotbal. N-au putut să dea. Dar prin jmenuiri și fel de șmecherii au putut să înregistreze pagube, așa cum v-am spus, de peste 17.000 de miliarde de lei vechi sau 170 de milioane de lei noi, de RON. Ori dacă împărțim la 4,5, vedeți că sunt aproape 40 de milioane de euro. Ce nu se puteau face cu acești bani pentru comunitate, pentru Complexul Energetic Oltenia, care e vai de mama lui din punct de vedere al investițiilor, al dotărilor, al retehnologizării. Vai de mama lor, minerii, în ce hal muncesc.
în cariere. Asta nu vede nimeni. Lăsând la o parte latura asta optimistă, o latură cât se poate de pozitivă într-un discurs, vreau să mă întreb din punct de vedere realistic, în baza experienței care o aveți dumneavoastră și dacă se vor perpetua acelea structuri de conducere politică la nivelul județului Gorj, unde ne vedeți, domnule Morega, pe noi în următorii 4 ani? Județul ăsta Gorj, în care trăim cu toții, amărâți cum suntem, cum putem aici să ne ducem soarta, unde ne vedeți dumneavoastră în perioada 2016-2020? Putem să ajungem și la 70-80% gradar sărăciei, că suntem, așa cum am spus, la 62%. Față de 46-47, unde e țara, aproape de 50. Și asta nu demonstrează Morega. Vorbim de o adâncire a sărăciei. Sigur că da. Vorbesc de o adâncire a sărăciei la nivelul județului Gorj, pentru că vreau să vă spun foarte clar, domnul jurnalist. A venit președintele României, nu se ocupă de problemele executivului. Dar, în neștiință de cauză, ce a spus? Ce a spus toți până acum? Că, într-adevăr, va rezista CEO-ul, dar va trebui restructurat, reorganizat și așa mai departe. Cât de mult că l-au restructurat deja, păi de ce să-l mai refugă? Că toți sunt cu redatul afară al oamenilor. Ori dezvoltarea mineritului se face și prin introducerea tehnicii noi, prin creșterea productivității muncii, nu numai prin a da afară oameni. Dar ei, cum să înțeleagă dacă la nivelul conducerii ministerului este un flăcău care habar n-are de energie? Habar n-are de minerit, habar n-are pentru că el este de profesie jurist și nici n-a lucrat în domeniu. Păi da, sunt dumneavoastră seama. Și clasa politică, dacă va fi, eu nu cred. Eu încerc să am încredere în Consiliul Județean, în actualul președinte, în prefectul județului Gorj, că într-adevăr sunt tineri amândoi și vor face un cuplu indiferent că unui independent sau celălalt iese la PSD și într-adevăr se vor ocupa și se vor deplasa mai mult pe la București să umble după proiecte și așa mai departe și vor gândi mult mai profund pentru dezvoltarea județului Gorj și găsirea de soluții, consultându-se și cu societatea civilă și cu oamenii de afaceri care pot să le fie un îndrumar extrem de important în implicarea lor ca vârfuri de lance în administrația județului Gorj, mă refer la prefect și la președintele Consiliului Județean, pentru că, din altă parte, nu văd. Să știți că, din punct de vedere al parlamentarilor, mă îndoiesc că vom avea rezultate nemaipomenite. Va mai rămâne Cosmin Popescu după alegerile parlamentare președintele Consiliului Județean? Absolut, absolut. Deci nu e posibil o rotire de cadre să-l vedem, spre exemplu, nu știu, dau un exemplu pe naiv, pe Ciprian Florescu. Unde să-l vedeți pe Ciprian Florescu? Președintele Consiliului Județean. Nu cred. Acum eu țin foarte mult și la Ciprian Florescu și-l apreciez. Dar totuși activitatea economică în care a lucrat Cosmin Popescu este mult mai diversă și mai complexă decât activitatea în care a lucrat el 4 ani de zile și l-a ținut Călinoiu cam pe lângă activitatea Consiliului Județean și dându-i să se ocupe mai mult de problemele de cultură, de probleme de patrimoniu, problemele economice fânda el, că de fapt Seva de acolo a scos-o, nu? Cine a mai pomenit? Vă dau un singur exemplu. Să unești direcția economică cu direcția tehnică și să pui o individ acolo ca să conducă aceste două direcții. Dar probabil că președintele Consiliului Județean Cosmin Popescu va face o nouă organigramă și să o așeze pe niște principii sănătoase și pe niște principii ale structurii organizatorice agreate de management, de viață, de practică. Nu merge așa ceva. Deci el, relațiile internaționale... Domnul Morega, din această seară am ajuns aproape la final. O concluzie, pe scurt, pentru telespectatorii noștri și pentru noi. Mi-e greu să trag o concluzie pentru telespectatori, dar situația e critică la nivelul județului Gorj pe toate domeniile, dacă le luăm. Suntem în moarte clinică. Nu suntem chiar în moarte clinică, mai avem puțin, dar vom intra în moarte clinică, în mod sigur. Dacă, într-adevăr, nu se vor implica cei doi care am spus, prefectul și președintele Consiliului Județean, pentru că din partea parlamentarilor mă îndoiesc implicarea lor atât de mare pentru județul Gorj și pentru țară ca lucrurile să se îndrepte și să ia o altă turnură. Mulțumesc pentru participarea din această seară, domnule președinte. Vă mulțumesc și
Vă mulțumesc și eu dumneavoastră și mulțumesc tuturor care ne-au urmărit și le doresc o seară plăcută. Mulțumesc că sunteți care fiecare dată lângă noi, stimați respectatori. Sunt Leonard Filip, rămâneți alături de Tele3, singura televiziune liberă și independentă de județul Gorj. Eu vă spun o seară plăcută, ne revedem mâine la ora 19 aici. La revedere!